până la 7 ani pedeapsă pentru profesorii care fac meditații cu elevii de la clasă. Iar cei care doresc să se înscrie la cursurile mele, să-mi lase mesaj pe Messenger. Ministerul Educației a decis sancționarea dură a profesorilor care fac meditații cu elevii din propriile clase. Văd că ți-a prins bine corigența. Puișor, 10. Pedepsele pot include chiar suspendarea de la catedră pentru o perioadă de 7 ani sau chiar concedierea lor. Dacă privim puțin în urmă, vedem că sancțiunile pentru astfel de acțiuni erau mult mai blânde și mai rare. În plus, pe lista sancțiunilor disciplinare se află și faptele de violență fizică și verbală îndreptate împotriva elevilor, acțiuni care pot afecta sănătatea și siguranța copiilor. Totodată, manifestarea convingerilor politice sau religioase în școală, încălcarea normelor și statutului dascălilor, precum și alte comportamente care pot afecta imaginea instituției de învățământ, sunt incluse în această listă. Revenind la meditații, tind să cred că legea asta are așa două tăișuri. Pe de o parte, dispar diferențele acelea între cei care merg la pregătire și cei care nu, și pe de altă parte, dacă făceai meditații cu profesorul de la clasă, cred că era așa mai simplu pentru tine, că deja îi cunoșteai modul de predare. Un bon année scolar pour tous, un an școlar bun pentru toți.